domnul primar a acceptat provocarea Aspres.ro și ne aflăm la una dintre cele mai importante investiții în municipiul Câmpia Turzii. Ne aflăm la complexul de agrement Trei Lacuri și o să rog pe domnul primar să ne spună stadiul lucrărilor și ce o să fie aici, pentru că sunt niște clădiri impunătoare. Am mai spus-o de nenumărate ori vis-a-vis de viziunea noastră despre atragerea turiștilor în Câmpia Turzii. Și cred că ceea ce se întâmplă acum va avea rezultatul pe care noi ni-l dorim, aceea de a pune Câmpia Turzii pe harta turistică a României. Până la urmă, am spus-o tot așa de multe ori, în multe interviuri, vecinii noștri din Turda au Salina Turda. Multă lume vine la Salină și se bucură de frumusețile de acolo, dar în timp ce ei, după ce își fac tratamentele din Salină, vor să rămână și să vadă zona noastră. Și atunci ne-am gândit cum îi putem aduce la Câmpia Turzii. Și uite, cu această zonă care este absolut superbă, eu zic că vom a reușit să atragem turiștii la Câmpia Turzii. Proiectul este un proiect extrem de complex, este poate cel mai mare proiect pe care îl implementăm în Câmpia Turzii pe bani europeni. Sunt în acest moment finalizate cele patru clădiri, mă rog, finalizate, ieșite din pământ, da. Și mai avem la corpul A, pe care îl filmați dumneavoastră acum, este clădirea corpului A, unde joi, dacă ajută bunul Dumnezeu, vom turna acoperișul, partea de placă de peste etaj. Corpul B este finalizat, corpul C este finalizat, deja se lucrează la zidărie, pe etaj, și în acest moment se lucrează la zidărie în subsol și deja vedeți constructorul că lucrează la corpul D, ceea ce avem aici în față este corpul D. Complexul va conține o zonă de muzeu ichtiologic cu acvarii, vom avea sală de conferință, bibliotecă, sală de lectură, deci este un complex foarte interesant și cu care ne dorim să aducem și copiii din Câmpia Turzii care să vină aici să învețe despre flora și fauna din Transilvania. Vom avea parteneriate cu școlile din municipiul nostru și vom aduce elevii aici, fie în practică, dacă doresc. În acest moment lucrăm și la un protocol cu USAMV Cluj, cu facultatea de la Cluj, și în practică și de ce nu să-și petreacă timpul liber aici. Ceea ce mă bucură foarte tare este că văd tot mai des familii care vin cu copii aici, pentru că partea de pescuit a celor trei lacuri nu s-a oprit și nici nu avem de gând să o oprim. Se vede de altfel corpul de la care s-au turnat fundațiile, cu zineții de la fundații, și de asemenea corpul ce, unde s-a efectuat și zidăria deja. E un view foarte frumos, foarte frumos. Undeva, și acolo în spate o să fie și teren. Acolo să fie două terenuri polisportive, locuri de joacă pentru copii și terenul de pump track. Pentru iubitorii de pump track o să aibă o zonă special amenajată pentru ei. Pe când preconizați că se va finaliza această investiție importantă pentru Câmpia Turzii? Termenul de finalizare este 31 decembrie 2023. Să sperăm că va fi finalizat. Constructorul este un constructor extrem de serios, care își face treaba bine. A durat foarte mult ieșirea din pământ afară, pentru că este o zonă cu foarte multă apă și atunci apa a ieșit la suprafață, a trebuit să fie trasă cu tot felul de pompe și a durat puțin mai mult. S-au făcut turnările, beton special, și dar uite că suntem la, ne apropiem de final pe partea de turnări de beton. Și ne spuneți, domnule primar, că lacul 3 și lacul 1 nu o să fie afectate din punct de vedere al pescuitului, ci doar lacul 2. Fără discuție, lacul 1 și 3 vor rămâne pentru pescari, pentru că sunt foarte mulți iubitori de pescuit în Câmpia Turzii, dar nu numai, dacă veniți într-o zi de weekend aici, veți vedea că veți găsi mașini din toate colțurile țării care vin să pescuiască la Trei Lacuri. Avem capturi impresionante
la, mai ales pe lacul 3. Și este frumos. Este frumos.